Mai bine de jumătate de miliard de euro gratis pentru spitale. De ce preferă totuși guvernul să se împrumute? PSD și PNL ar putea să participe împreună la toate alegerile de anul viitor și adăposturi antiaeriene în Delta, în zonele de la frontiera cu Ucraina. E marți, 12 septembrie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Jucătoarea de tenis Simona Halep a primit o suspendare de 4 ani pentru dopaj. Ea a fost depistată după ediția de anul trecut a US Open și nu a mai participat la un meci oficial de peste un an. Decizia anunțată azi de Agenția pentru Integritate în Tenis e cea mai drastică dintre cele posibile, dar nu e definitivă. Simona poate să facă apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv din Lausanne. Românca s-a declarat în mod repetat nevinovată și a spus că nu a luat cu intenție substanțe interzise. Cel mai recent a făcut-o într-un interviu la Eurosport România. Imaginea mea în sufletul meu este curată, pentru că știu și sunt 100% convinsă și am încredere că nu am, spun cu încredere că nu am făcut nimic necinstit sau nimic contra regulilor. Tot timpul am respectat tenisul și am respectat tot ce e pe lângă tenis. Tenisul este și spus că este sportul alb și cum am respectat eu tenisul, este greu de imaginat. Două au fost capetele de acuzare la adresa Simonei: prezența substanței roxadustat în organism și nereguli în pașaportul biologic. Tribunalul care a audiat-o, Sports Resolutions de la Londra, a stabilit însă că dopajul s-ar fi produs intenționat. Tribunalul a acceptat explicația dată de Simona că a utilizat un supliment alimentar contaminat, însă a stabilit că volumul ingerat nu ar fi putut duce la concentrația găsită în mostra prelevată la US Open. Agenția de Integritate mai spune că trei experți independenți au afirmat pe parcursul audierilor că neregulile din pașaportul biologic au cel mai probabil ca explicație dopajul. Luna aceasta, Simona Halep împlinește 32 de ani, ceea ce înseamnă că, dacă decizia e menținută, eventuala sa revenire e foarte improbabilă. Ar avea 35 de ani la data la care ar putea să revină în competiții. 740 de milioane de euro, bani pe care nici măcar nu trebuia să-i dea înapoi, par o nimica toată pentru guvern. Cabinetul Ciolacu a renunțat la sumă prevăzută în Planul Național de Redresare și destinată construirii sau modernizării unor spitale. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a afirmat ieri că proiectele merg mai departe, însă cu împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții. România a trebuit să taie de pe lista inițială a investițiilor PNRR peste 2 miliarde de euro. Creșterea economică din ultimii ani a fost peste estimări. Decizia tăierii a aparținut însă în întregime Bucureștiului, iar pentru unele investiții din curtea Ministerului Sănătății, autoritățile locale semnaseră deja contracte de finanțare. Nu ministrul e de vină, spune premierul Ciolacu. Eu nu pot să-l cert acum pe ministrul Rafila că a scos anumite spitale care nu aveau nici licitație, nu aveau nici studiu, aveau o schiță și o sumă, cam atât ar fi trebuit pentru acel spital. Acel spital se va face. Trece pe fonduri europene și pe împrumut BEI, este, oricum ne încadrăm după 2026, nu a fost lăsat. Pentru Cristian Pantazi, jurnalist la G4media.ro, explicațiile sunt însă mult mai simple: lenea și nepăsarea oficialităților de la toate nivelurile. Ce i-a împiedicat pe miniștri, pe liderii de partid, pe acei primari să tragă tare astfel încât să livreze documentația necesară pentru includerea lor la finanțare? Vă spun eu, nu i-a împiedicat nimic. L-ați văzut vreodată pe ministrul Rafila ducându-se la, de exemplu, la spitalul de la Arad, să-i întrebă pe oamenii de acolo: domne, de ce nu faceți mai repede documentația de care am nevoie ca să vă finanțez? De asta vorbesc de incompetență, de asta vorbesc de lene, de asta vorbesc de rea voi. Tocmai în baza experienței din ultimele trei decenii putem să-i credem pe cuvânt pe demnitarii de la putere, indiferent de culoarea lor politică, atunci când spun: o să facem noi spitalele astea, dar în ceva mai mult timp decât 2026, cum prevede PNRR-ul. Evident că nu-i putem crede, mai ales că încercau să ne convingă că îi vor face pe alte fonduri europene. Nu. Dacă se vor face, repet,
dacă aceste spitale se vor face, nu se vor mai face cu bani gratis de la Uniunea Europeană prin PNRR, ci se vor face cu împrumuturi. Împrumuturi purtătoare de dobândă, care se vor adăuga datoriei publice deja existente a statului român. Pe de altă parte, încearcă să ne convingă purtătorul de cuvânt al guvernului că o eventuală înțelegere de împrumut cu Banca Europeană de Investiții ar fi chiar mai avantajoasă. Cum poate să fie un împrumut? E un nonsens. Cum poate să fie un împrumut mai avantajos decât bani gratis? E un nonsens. E o prostire în față. Nimeni cu scaunul la cap nu poate să înghită un astfel de argument. În timp ce renunță voios la fonduri europene gratuite, guvernul continuă să se împrumute de pe piețele externe. Înțelegeri pentru peste 3 miliarde de euro au fost perfectate foarte de curând, scrie site-ul economedia.ro. Banii sunt destinați finanțării deficitului. Bugetul duce lipsa câtorva zeci de miliarde de lei și refinanțării datoriei publice. Un prim credit trebuie plătit în 5 ani, iar cel de-al doilea într-un deceniu. Necesarul de finanțare se stabilește odată cu bugetul, așa că demersul Ministerului de Finanțe nu e o surpriză, așa spune Ionuț Dumitru, fost președinte al Consiliului Fiscal. În opinia sa, problema e că datoria publică a trecut de 140 de miliarde de euro, adică aproape jumătate din produsul intern brut. Datoria publică reprezintă banii pe care statul îi are de plătit unor terți, precum persoane private, companii, bănci și întreprinderi. Până la urmă, datoria publică înseamnă o presiune pe generațiile următoare. O aruncăm o datorie pentru copiii, nepoții noștri să o plătească, pentru că noi astăzi cheltuim mai mult decât încasăm, adică avem deficite bugetare. Noi astăzi cheltuind mai mult decât avem resurse. Nu e, cu alte cuvinte, o exagerare gazetărească să spui că România trăiește în momentul de față cu bani de împrumut. Sigur, asta fac toate țările care au deficite bugetare. Problema noastră e un pic mai complicată, pentru că avem un deficit bugetar foarte înalt, gândindu-ne că statul român încasează din taxe și impozite doar 27% din PIB, a cheltui în plus față de resursele pe care le încasez din taxe și impozite încă un 6-7% din PIB. În termeni foarte simpli, ca să ne înțeleagă foarte bine cei care ne ascultă, înseamnă că dacă ai fi o familie și ai venituri de 100 de lei, cheltui cam 120 și ceva, 125 chiar mai mult. Ori lucrul ăsta fără îndoială că nu poate fi susținut la nesfârșit, pentru că datoria publică crește, 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 la un moment dat nu mai poate fi plătită dacă tendința este una nesustenabilă. Nu suntem într-o situație disperată, dar trebuie să corectăm această tendință, să stopăm creșterea datoriei publice și lucrul ăsta se face doar reducând deficitul bugetar. El poate să scadă numai dacă creștem veniturile pe care le colectăm la buget, reducem cheltuielile sau le facem pe amândouă. Presiunile asupra bugetului au luat astăzi și forma unui protest al polițiștilor la Ministerul de Interne. Sindicatele cer să se bucure în întregime de o lege privind salarizarea și calculul sporurilor și amenință în caz contrar că agenții nu mai fac ore suplimentare. Polițiștii mai vor, între altele, pedepse mai aspre pentru ultraj și dreptul constituțional la grevă. Ana Constantin a fost de față la protestul de la Ministerul de Interne. Nu o să mai fie poliție. O să se sună la 112 și nu o să mai aibă cine să vină la eveniment. Vedeți ce se întâmplă în trafic cu cei care consumă droguri, cu tâlhari, cu hoți de buzunare și așa mai departe. Am transmis domnului ministru faptul că dacă acea ordonanță austerității sau ordonanța austerității care se dorește a fi adoptată va cuprinde și elemente de sistare a salarizării polițiștilor, SNPPC nu va mai fi de acord cu prestarea orelor suplimentare. Crize multiple, război la graniță și un stat care tocmai ce s-a mai împrumutat de vreo câteva miliarde, dar grija celor mai mari două partide e să se ferească de surprize la alegeri. Premierul Ciolacu a confirmat că PSD și PNL discută posibilitatea unor candidaturi pe liste comune la alegerile de la anul. Cotidianul Libertatea scria anterior că negocierile s-au purtat deja în secret și că ele vizează inclusiv un candidat comun la prezidențiale și desemnarea viitorului premier. Cu detalii, Ani Sandu. Potrivit cotidianului Libertatea, președintele Iohannis e la curent cu negocierile și de acord cu ele.
Termenul limită pentru luarea unei decizii ar fi luna viitoare. Formatul discuțiilor e unul restrâns. Din partea PNL participă liderul Nicolae Ciucă și secretarul general Lucian Bode. PSD e reprezentat de premierul Ciolacu, de Paul Stănescu, secretar general al partidului, și de prim-vicepreședintele Sorin Grindeanu. Niciun prim-vicepreședinte liberal nu ar fi implicat din cauza nemulțumirilor exprimate deja față de o colaborare mai strânsă cu PSD. Printre cei care se opun unui astfel de demers se numără Dan Motreanu și Rareș Bogdan. Cele două partide vor să stabilească ce runde de alegeri ar urma să fie comasate și dacă PNL și PSD pot să meargă la anul pe liste comune. În acest scop, scrie Libertatea, ascensiunea AUR e văzută drept o sperietoare foarte oportună. O eventuală coaliție ar avea șanse să se impună la toate cele patru alegeri de la anul: europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. De asemenea, un alt scop ar fi ca PNL și PSD să obțină primăriile unor mari orașe, câștigate la alegerile trecute de USR, Brașovul, Timișoara sau sectorul 2 al Bucureștiului, de exemplu. Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a ajuns în Rusia la bordul unui tren blindat. El se va întâlni cu președintele Vladimir Putin în extremul orient al Federației Ruse. Până mâine, la Vladivostok, are loc Forumul Economic Oriental organizat de Moscova. Cotidianul american New York Times scria recent că Putin și-ar dori din partea fenianului artilerie și rachete antitank, pe care să le folosească în războiul din Ucraina. Coreea de Nord e la rândul ei în căutare de ajutor alimentar și de tehnologie avansată pentru sateliți și submarine cu propulsie nucleară. Cea mai recentă întâlnire dintre Kim Jong-un și Vladimir Putin a avut loc în primăvara lui 2019, tot la Vladivostok. Prietenos cu Kim Jong-un și admirator declarat al lui Putin, fostul președinte al Statelor Unite Donald Trump ar vrea să scape de judecătoarea din dosarul alegerilor din 2020. Tania Chutkan, care va prezida dezbaterile din procesul federal privind tentativele sale de a inversa rezultatul alegerilor, ar fi părtinitoare în opinia fostului președinte. Judecătoarea a stabilit deja începutul procesului pe 4 martie spre nemulțumirea avocaților fostului președinte. Ei ar fi vrut ca procedurile să înceapă după scrutinul prezidențial de la anul. Avocații citează afirmații ale magistratei din cursul audierii unor participanți la asaltul asupra Capitoliului în ianuarie 2021. Numeroși experți juridici consideră că solicitarea fostului președinte e de la bun început sortită eșecului, iar presupune ca judecătoarea să se recuze de bunăvoie. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras astăzi atenția, armata a început să transporte materiale de construcție în zonele din delta de la granița cu Ucraina. Mai multe bucăți de drone au fost găsite acolo săptămâna trecută, iar militarii urmează să construiască adăposturi antiaeriene. Locuitorii din delta se plâng încă de luna trecută că dronele rusești intră în spațiul aerian național, dar la verificările făcute inițial nu s-a găsit oficial nimic. Guvernul a anunțat de asemenea că va trimite mesaje RoAlert locuitorilor în cazul unor noi atacuri asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Parchetul european a percheziționat astăzi Inspectoratul Aviației din Ministerul de Interne. Cercetările vizează în acest moment doar presupuse fapte, nu persoane. Surse citate de G4media.ro afirmă că ancheta vizează mai multe achiziții cu fonduri europene. În iunie, DNA anunțase că verifică unele contracte de reparații pentru că lucrările nu s-au mai făcut. Prejudiciul e estimat la peste 20 de milioane de lei. Inspectoratul Aviației e coordonat de Departamentul pentru Situații de Urgență. Bursele de merit se vor acorda pentru 30% din elevii din fiecare clasă. Lista poate să fie extinsă astfel încât să includă pe toți cei cu medii de 9,50 sau mai mari. Ministerul Educației a publicat noile reguli amendate în urma unor controverse publice. Instituția a renunțat să mai pună condiții pentru acordarea burselor în cazul elevilor crescuți de un singur părinte. Pentru luna în curs și pentru cea viitoare, banii se vor plăti pe 15 noiembrie. Regulile se publică în Monitorul Oficial, iar apoi pe site-ul ministerului edu.ro. Punem punct aici știrilor zilei, ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!